Am început urcarea de la Doritoarea către cabana Dochia. Văd că s-a mai reparat cât de cât aici. Știam că e greu, însă nu, mi se pare chiar imposibil, poate urca oricine. Cu răbdare, într-o oră, două, suntem la Dochia. Dar cred că o să oprim prima dată la schit, la mănăstire. N-are treabă cu lunete. Nu, lunete deloc. Doar dacă ar fi fost lunete, da. Da, bă, de fapt, de ce acolo? A fost o tare. Da. Să nu dramatizăm, inutil. O nedramatizare. Exact. Urmărim o capră neagră. Ce drăguță e. Zi, unde ieșim pe traseul ăsta? Eu așa ar trebui să gândesc după mine că la pălărie. Acum vedem când ajungem sus. Nu mă bazez 100%, dar eu așa știu. Bine. Pe lângă pălărie. Ori e mai sus, ori e mai jos. Dar eu zic că e mai sus Aha, de ori pălărie. înainte, ori după, da, atunci. Eu zic că e mai sus de pălărie până la Piatra Lăcrimată. Pe acolo, pe undeva. Măi, nu e atât de greu. Nu e atât de Măi, greu, că dar dacă e știi să mergi, nu? serpentine. Hai. Tot secretul e să menții același pas, știi? Cum și-au înfipt pe cel în stânca aia, în stânca, pur și simplu. Dar nu-s doi, sunt mai mulți, acolo fi. Ai văzut? În aia stai un pic. Da, nu trebuie.
pot fi vreun exploare, dar... Un pic, dar... Băgeam un... Dacă stai să te uiți în urmă, uite-te și tu cât de fain am urcat. E diferență mare de nivel. Și de-aia mergem în zigzag. Și uite ce prăpăți sunt acolo. Frumos. Încercăm de ceva vreme și nu se mai termină urcatul, știi? Eu am înțeles că e greu, dar mie mi se pare unul dintre cele mai grele trasee pe care... Lungi. Și lungi, dar greu, în sensul că te obosește. Mult timp de urcat. Adică eu nu m-am obosit de mult așa. Și am urcat și iarna, știi? Da, păi după ce, cred că după ce urcăm aici... Se termină. Da, e ușor, da. Anul trecut pe 11 septembrie, când m-am întors, m-am prins noaptea, după ce am ieșit din Jgheab. Și am luat-o pe drumul forestier, sau ce drum o fi ăla pietruit? Până la stănile, da. Am mers prin tuneric, fără lanternă. Ah. E, da. N-ai de urcat, n-ai de coborât, n-ai de urcat. Oh. Aici e repere dulce. Dai fa. Chiar e frumos aici. Roba! Uite ce mișto aici. Absolut superb.
De data asta v-am întrecut. Voi cei care spuneați că eu sunt obosit. Uite câtă frumusețe aici. Ia uite. E greu aici. Da, m-am obosit un pic. Bine, traseul e frumos, da. Trebuie să faci față. Zic, traseul este frumos, dar trebuie să-i faci față. Hai că mai e puțin. E puțin, dar zicem asta de vreo jumătate de oră, tot că mai e puțin. Însă traseul mi se pare cel mai greuț din, nu? E cel mai greu din Ceahlău? E mult. Da. Și mult de mers. Noi tinerei. Faci treabă și cu ăștia mai în vârstă, ca noi. Eu mă gândesc, bătrânea aia, ce Dumnezeu a făcut? S-o teleportat? Măi... Ți-am explicat cum era cu doamna aia pe... Nu, dar bătrânei, sigur, au fost numai la scadă și a urcat toaca pe partea aialaltă, la cântinere. Poate, se prea poate. Ha! Pe aici nu, nu. Deci, a fi a 8-a, a 9-a minunea lumii. Oricum e spectaculos așa, dar... Deja devine prea obositor. Adică eu zic, facem față până la urma urmei, pentru că dacă reușești să intri în jgheabă acolo... Da, păi dar nu, că ajungi direct pe sus, pe platou, la toată.
A, după aia, efectiv, e mers lejer, da. Cum e? Se vede luminița. O știi pe luminița? Nu, dar chiar cred că nu mai este mult. De cât am mers, nu mai e mult, nu? Oricum nu mai este cât o fost. Ziceai că te întorci, că nu mai poți, că... Eu? Am luat o pauză de 10 minute, că chiar simțeam că nu mai putem. Și ne-am și aprovizionat cu apă de la izvor. Extraordinar de bună apa. Dai seama. Și încercăm să mergem mai departe. Ai impresia că nu se mai termină. Pur și simplu. Deja suntem obosiți. Foarte multe izvoare am găsit în zona asta. Foarte multe, al cincilea. Da, sunt obosit, dar aici, cum să zic, traseul este foarte ușor. Ia uite ce avem acolo. Se vede toaca. Nu știam că o să se vadă de aici. Toaca ne așteaptă, să știți. La mâine dimineață, da? Suntem extrem de obosiți. Frumos. Trebuie să mergem și noi pe acolo, pe în jur. Mâine dimineață și apoi urcăm. De dimineață trebuie să vedem răsăritul, nu? Da, pe răsărit îl vedem acolo și aici jos, pe partea asta, se poate urca și pe acolo, pe coboră și pe acolo, dar nu. Cum se poate pe acolo? Știi tu? Am văzut, n-am mers. Bine, hai să continuăm. Pare că traseul e mai lejer. Traseul foarte, mai pentru capile spectacolilor, deci vreau să văd la mănăstire și legeam chiar așa. Legeam, știi? Aici ajungem, da? Upa! He he, ia uite ce avem aici. Dar nu mai stăm, nu? Avem... Nu pot să cred. Ce, mami?
Păi cum să fie spre cabana Dochi, o oră și 15 minute? Deci nu se mai termină. Ați rămas uimiți, da? Îți dai seama cum e aici când plouă? Da. Nici nu e bine de plăcut. Nici nu știu dacă ai putea să treci pe aici când plouă torențial, dar n-ai ce căuta pe munte. Dar să zicem că te prinde ploaia, trebuie să te adăpostești oriunde, nu contează. Nu știu, spatele la o... La o stâncă, da. Peste tot e pericol, de trasne, de fulger, de ce știu eu. Pe unii șgheaburile astea tot timpul se formează viitori. Nu știu, nu mi-aș dori să mă prind cu aia. Prefer să nu mă gândesc. Anișoara e revoltată că nu se mai termină odată traseul, dar știi că ți-a scris acolo pe indicator o oră și 15 minute. Deci poți să stai liniștită o oră și 15 și ajungi. Te încurajez. Traseul este absolut superb. Numai că este extrem de obositor. Au! Mi-alunecă bocancul pe piatra asta și sunt obosit. Am ajuns la lumină. Dumnezeule. Doamne, ce epuizant traseu. N-am crezut că e așa de greu. Ce scrie aici? Spre cheile Bicazului? Bicazul Ardelean, da? Dar stațiunea Durău de ce zice pe aici? Pe
Aici poți să-mi conjur pe alții pe alții. Aha. Poți să mergi unde vrei tu. A, da, 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 pot să cali pe aici. Și ajungi în Durau. Nu vreți să o luăm pe aici, pe întoarcere? Unde? Dau căliș mult. Da. Spectaculos. Băi, dar rece s-o mai lăsat. Nu mă aștept. Bine, e seară și a început să bată vântul. Așa că am mai pus ceva pe noi. La ce oră am plecat din Durău? La 10? Și acum e 7 și un sfert? Deci nu se poate 9 ore. Știți că n-am fost niciodată aici? Tot o vedeam de sus de acolo, uite, de pe coama aia. Pe acolo trecem când venim de la cabana Doichie, să mergem către vârful Toaca.